Bună seara, dragii mei! Mihai Racovician, suntem la emisiunea noastră de acum consacrată. Dialogul constructiv salvează România, părerea ta contează. Și astăzi am onoarea și plăcerea să vă prezint un timișorean foarte interesant, citindu-i CV-ul sau să zicem așa, un crochiu din ceea ce mi-a prezentat. Am rămas foarte încântat. Și mai ales că în pregătirea emisiunii am făcut o propunere ca împreună să construim, să încercăm să educăm oamenii pentru a înțelege ce însemnează să fii extrem de performant, să poți să realizezi multe lucruri și să înțelegi direcțiile pe care ar trebui să le aducă societatea pentru a avea ceea ce ne dorim, adică o societate modernă, dezvoltată, bine chivernisită, în care respectul și demnitatea să fie principiile de viață. Și i-am propus domnule Eugen Secheli, bună seara domnule Eugen, mă bucur că ați acceptat invitația mea. Bună seara, domnule Racovician. Mihai, cu multă plăcere, sunt foarte încântat să particip în această emisiune. V-am cunoscut recent, dar am văzut câteva din emisiunile dumneavoastră, deci știu care este calitatea pe care o oferiți. Și bună seara tuturor celor care ne vor urmări. Eu i-am propus domnului Secheli următoarea problemă. Principiile mele de viață sunt responsabilitate, calitate și eficiență. Și i-am propus să construim împreună o emisiune fundamentată pe aceste principii. Ce părere aveți, domnul Eugen? O idee excelentă. De fapt, încercam și eu să construiesc o propunere cu care să vin în această societate românească în care cred că este atât de mult de clădit și de schimbat. Știu că au trecut destul de mulți ani de la căderea comunismului 89, nu am sărbătorit recent câți 31 de ani, dar mai avem destul de mult în a schimba la nivelul culturii pe care o demonstrăm în societate. Și din experiența mea, vreau să zic că am reușit prin periplul meu Numai mondial, puțin, nu sigur. treceți așa departe, pentru că în primul rând a fost o discuție preliminară și acum vreau să ne spuneți cine Ah. este Eugen Secheli. Desigur. Deci sunt timișorean, cum bine ați spus. M-am născut în Timișoara. Părinții mei sunt amândoi din zonă. De fapt, din partea mamei vin din zona Arad, respectiv Șiria, dacă știți, Ion Rusu Șirianu și Ioan Slavici s-au născut în Șiria, județul Arad. Iar din partea tatălui, jumătate sunt maghiar din Târgu Mureș, iar cealaltă jumătate am și eu un sfert de sânge evreu din Timișoara. Deci bunicul meu, Eugen Klein, de aia mă și cheamă Eugen. Am făcut toată educația în Timișoara, General 8, Liceul Loga, am terminat electronica și electrotehnica, asta în anii 87 și pe timpul regimului comunist mi-am dat seama că de fapt suntem într-un conflict de opinii, idei și un conflict Cultură, să-i filozofic pe spunem mai care, bine, nu? exact, pe care nu puteam să-l negociez pe termen lung. Deci eram în continuare o persoană care era puțin în afara comunității sau în afara mediei care trebuia să existe la acea vreme. Deci, din nefericire, n-am primit acel memoriu prin care se anunța Revoluția din decembrie, așa că în Da, septembrie deci am... n-ați avut conexiuni pe la servicii. Exact. În septembrie am trecut și eu granița ilegal și printr-o conjunctură de multiple aventuri, lagăre, ONU, etc., am ajuns
chiar în 1 noiembrie în Belgia, care a fost țara mea de refugiu, unde mi-am petrecut cei 4 ani de zile, de fapt, până în 1993. Acolo mi-am început și cariera profesională în Belgia. Prima oară, bineînțeles, lucrând ca inginer, dar fiind plătit ca și tehnician în electronică, fiindcă... Egalitate de drepturi, ca să zicem așa, exact. În lumea occidentală. Deci, desigur. Și acolo este o lume dreaptă, nu? Desigur, desigur. Adică cu frânturi. Așa este. Am descoperit puțin ipocrizia care era diferită de ceea ce ni se prezenta nouă prin Radio Europa Liberă sau respectivele posturi pe care le ascultam ilegal în România. Ulterior am avut totuși marele noroc, mă consider un om foarte norocos, să prind o slujbă de contractant cu ajutorul unor amici englezi la Exxon Chemical International. Deci știți, Exxon, care era cea mai mare companie petrolieră în acel moment, avea un fel de mini-companie care era o companie chimicală cu sediu în Bruxelles. Deci acolo am lucrat în sistemele echivalente cu sistemele ERP, de care se vorbește atât de mult. Detaliați. Nu folosim acronime dacă nu le detaliem. Vă rog să rețineți că trebuie să înțeleagă privitorii noștri fiecare pas, ca să înțeleagă și aspectele, pentru că noi știm că în general ne dorim să vorbim foarte scurt, dar aici nu se admit astfel de chestiuni, trebuie să fim pe înțelesul tuturor. Am înțeles, aveți dreptate. Deci, această companie Exxon avea un sistem foarte evoluat de personal. Respectiv un sistem prin care nu numai datele personale erau menținute cu, să zicem, salarii, niveluri în ierarhia companiei, dar exista și un sistem din ăsta de promovare și de creștere a oamenilor din interior. Foarte, foarte interesant. De atunci n-am mai văzut ceva la nivelul ăla de preocupare pentru angajații companiei. Adică, deci, stați puțin. Ce existau? Vreți să spuneți prin preocuparea angajaților? Aici e un subiect foarte interesant, pentru că la noi, în general, știți, am fost odată cu un român neamț din Reșița, în Germania. Nu pot să-i pronunț numele, că îmi rup puțin limba. Rudolf Kertveleștei, un tip extraordinar care mi-a făcut onoare și plăcere să mă duc acolo. Și foarte interesant, la întâlnirea pe care ce trebuia să rezolvăm prin guvernul României la data respectivă, a avut o atitudine foarte interesantă, cred că legată de subiectul ăsta, și anume, când am intrat la Nitzkeldorf, imediat în Germania, pe partea dreaptă era un stadion, Catrain. Am început, ăsta e loc Catrain. Pentru firma Catrain trebuia noi să facem niște documentări pentru a putea dezvolta în România o fabrică pentru antene. Am intrat în Rosenheim, ăsta e loc Catrain. Am intrat acolo, ăsta e loc Catrain. La care eu zic către el, mă, mai lasă-mă dată cu Catrain. Nu, Mihai. Trebuie să înțelegi, dacă la patronul meu îi merge bine, îmi merge și mie. Ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta vreți? Ceva de genul ăsta, dar mult deasupra. Deci nu existau doar pentru beneficiile pe care le aveau angajații companiei. Aveam tenis gratuit sau aveam restaurant care ne costa $2 în acel moment. Deci ceva foarte ieftin. Existau o mulțime de beneficii pentru angajați, dar era preocuparea personalului, departamentului de resurse umane, pentru evoluția, pentru potențialul fiecărui angajat. De exemplu, să dau un exemplu, aduceau oamenii, angajau de pe la finele universității și evaluau în decursul unui an ca să descopere care era potențialul lor maxim. Deci puteai să intri acolo la 25 de ani. Exista un departament care făcea această cercetare? Exact.
Și noi făceam softul pentru asta. De aceea am avut posibilitatea să văd ceea ce se întâmplă în spate și să înțeleg regulile. Deci exista o modalitate prin care o persoană care era calificată cu un potențial foarte înalt primea proiecte și era poziționată în poziții pentru a-și ajunge acel potențial maximal. Stați puțin că m-ați dat gata. E o chestie banală. Din punctul meu de vedere, e o chestie banală, dar fundamentală pentru dezvoltarea normală a societății, nu? Exact. Care însemna, din perspectiva unui om care cred că o să aibă multe de povestit, și îmi cer scuze că vă tot întrerup, pentru că pe mine mă interesează anumite lucruri care trebuie puse în evidență. De exemplu, dacă un astfel de departament ar exista la nivelul tuturor ministerelor, tuturor agențiilor, a mai avea analfabeti funcționali? Desigur că nu. Și nu este doar despre funcționalitatea omului. Este de potențialul maximal pe care îl poate atinge. Deci sunt atâți oameni care sunt plasați într-o poziție și nu mișcă de acolo. De ce? Fiindcă sunt în spatele altora care vor ieși la pensie în 20 de ani sau... În HR, în Exxon Chemical, nu se întâmplă asta. Oamenii erau mutați în așa fel încât să ajungă la potențialul maximal. Știți, există acel principiu, Peter Principle, în care se zice că ajungi întotdeauna la nivelul incompetenței tale, da? Asta mai ales explicați în domeniul... Era o glumă la noi în Exxon faptul că în domeniul public șefii ajungeau, deci erau promovați până la nivelul la care deveneau incompetenți. Deci promovau o etapă deasupra etapei. Dar cum vă dădeați seama, domnul Eugen? Stați puțin, aici e interesant, foarte interesant. Deci noi nu avem departament de analiză, corect? Da, e cam greu fără analiză să... Zic, departamentele astea ce au la bază la noi, din experiența ta? Câți ani v-ați întors? Haideți că o să fie o discuție interesantă, zic eu. M-am întors de un an jumătate, aproximativ. Deci nu v-ați deformat încă. Haideți să mergem mai departe. Deci avem o șansă să mai ascultăm câte ceva din managementul de calitate pe care l-ați... zic eu, trăit în părțile, să zicem, performante ale lumii. Nu, Singapore, dacă vorbim de Singapore, o țară digitalizată complet, unde corupția este zero, nu? Absolut. Acolo așa am făcut eu o documentare pentru emisiunea pe care o realizez la Radio România, evident și aici, despre digitalizarea României. Pentru că modernizare însemnează, de fapt, digitalizarea însemnează modernizare, debirocratizare și tendință spre zero a corupției. Am dreptate sau am intuit degeaba? Da, nu, aveți perfectă dreptate. Deci Singapore, într-adevăr, este o lume total diferită. Da, ajungem la Singapore, pentru că trebuie să mai vedem acolo ce ați făcut la Exxon. Deci Exxon a fost, cam ce v-am zis, 2 ani în care am descoperit o perspectivă foarte interesantă și un mod de a utiliza resursele umane care era la acel moment pentru mine foarte nou, nu? Deci era a doua companie pentru care lucram, dar din păcate a fost unic în toată experiența mea. Nicio altă companie pentru care am lucrat nu a ajuns la nivelul pe care l-avea atunci Exxon. Deci respectiv între 91-93 a fost durata cât am lucrat acolo. Am avut șansa să lucrez și în Canada. În 93 m-am dus în Canada, am lucrat pentru o mare companie din Quebec, vorbesc și limba franceză, bineînțeles, fiind și în Belgia și am și studiat la școală, dar am lucrat pentru o mare companie de IT, de consultanță, foarte interesant, domeniul bursier, divers, după care am trecut la un mic integrator de tehnologie în acele sisteme, pe vremuri erau SAN
sistemele SAN nu mai există și HP, deci niște sisteme Unix care acum sunt obsolet, deci nu mai există, dar ulterior am ajuns la SAP. Știți SAP care este... Nu, vă rog să detaliați. SAP-ul este cea mai mare companie de software germană și cred că este a treia sau a patra din lume. Deci ei fac niște sistemele SAP, sunt niște sisteme care integrează din punct de vedere IT toate departamentele companiei, dacă compania dorește asta. Deci vom avea finanțele, resursele umane, logistica, aprovizionarea, toate departamentele sunt interconectate și atunci nu mai există necesitatea de a avea rapoarte de reconciliere. Tu vii cu sistemul tău dintr-o parte, eu vin cu al meu din altă parte, vedem unde se potrivesc. Domnul Eugen, aici dumneavoastră se pare că nu înțelegeți. La noi, la România, sistemul unic se fundamentează pe multiple, să zicem, ca să găsesc termenul potrivit, softuri în cadrul unei primării pentru același lucru. Ca să fim multiplicați la nivel de 3500 de 3400 și ceva de UAT-uri pe România. Oare, întrebare, după ce aveți așa o viziune destul de detaliată și sper să nu vă deformați în România, cum vedeți dumneavoastră, să zicem, multitudinea asta de software? De ce în lege scrie, să zicem, în domeniul cadastrului, sistem unic și fiecare face ce vrea? De exemplu, ieri am avut într-o emisiune un director de o agenție în care se discuta despre expropriere. Un subiect extrem de interesant, cu detalii. La un moment dat, un coleg de-a nostru expert spune, dar când rezolvăm cularul, apar două elemente. Cum se rectifică cartea funcțională care rămâne? Prin primă înregistrare sau rectificare? Păi bine, și așa, și așa, la care eu am repostat și am zis, păi autoritatea supremă dintr-un domeniu n-are voie să facă așa ceva decât să spună doar așa se face. Am dreptate? Absolut. Există un singur record care este cel oficial. Restul pot să existe doar copii. Deci nu știu dacă înțeleg corect. În sistemul SAP este același principiu. Datele sunt menținute într-o singură versiune. Am fost chiar plecat în 2005 la Parlamentul European cu un proiect, cadastru în economia de piață cu aplicabilitate în domeniul administrației publice locale. Eu sunt specialist în cadastru, aici mă pricep foarte bine și îmi place să mă pricep, nu vreau să mă bag în altele și de-aia am nevoie de specialiști de genul dumneavoastră care pot să ofere un discurs corect, coerent, logic, simplu. Știți, din punctul meu de vedere, eu fac referire mereu la Biblioteca lui Dumnezeu și sunt nevoit să o fac, că conține cele mai importante direcții de viață, în care spune că vulpile mici strică viile în floare. Asta vine de la marele înțelept al lumii sau cel mai mare înțelept Solomon. Adică vulpile mici, să zicem într-un context sau în titeză, lucrurile mici fac să funcționeze sistemele mari. Pe cale de consecință, dacă nu știi să fii simplist, s-ar putea să nu înțelegi nimic. Am dreptate? Absolut. Principiile pe care le aplicăm întotdeauna e în engleză, că se cheamă KISS. Keep it simple. Nu vreau să zic ce e al doilea S, dar e destul de evident. Exact. Și așa, cum să zic, putem să distingem de fapt și experții. Deci o explicație care este simplă denotă nivelul de cunoaștere a subiectului. Cei care intră într-un limbaj care este ermetic și o explicație foarte complicată nu au înțeles esența ceea ce vor să explice. Similar și cu sisteme. Putem să facem lucrurile foarte, foarte simple, foarte eficiente, cum ați vorbit, sau să le complicăm nenecesar din vari motive, cele mai multe fiind subiective și emoționale. Mai delicată. Un om valoros îi place să se complice sau să se simplifice? Simplifice întotdeauna.
și eu subscriu la acest subiect. Adică el se face înțeles. Cum ați făcut pe mine să mă convingeți despre SAP? Deci chestiunea este că noi nu avem SAP. Sau similar. Există sisteme evident, care integrează absolut. Ideea în conceptul. Sine. Absolut. Deci sunt niște analize extrem de crude pe care le-ați făcut. Până acum ați făcut niște analize extrem de crude. Vorbim despre departamentul de analiză și SAP-ul, adică legăturile. Vedeți dumneavoastră, în ultima perioadă de timp, eu am abordat asta de 10-15 ani, 10 ani, baza de date de tip spațial, fundamentul unor administrații moderne și performante. Am un proiect, Livezile, unde am găsit un primar român, jumate ungur, jumate neamț. Și dovedește că e mai român decât alții și putem spune că actualmente ne apropiem cu pași vertiginoși pe banii primăriei, o primărie micuță, desprinsă și făcută recent, reușim să avem 95% din teritoriul Italia extravilană, teritorialitatea extravilană reglementată cu numere cadastrale și zilele astea urcăm în dezbatere publică tot intravilanul primei localități. Este fabulos, oamenii nu înțeleg că dacă știi ce ai, poți să te dezvolți. Oamenii nu înțeleg exact. Că dacă ai buget, poți să ai pensii, poți să ai salarii. Dar pentru asta îți trebuie SAP. Știți de când caut eu oameni ca să leg baza de date, adică registrul național cu baza de date locală? Ce să mai discutăm? Domnul Eugen, haideți să mergem puțin mai departe, că se pare că lucrurile nu se derulează așa în ritmul care ni l-am propus noi. Nu o să vă las. Adevărul e că vreau să vă exploatez. Aveți ceva împotrivă? Absolut nimic. Haideți un pic mai departe, să mergem puțin de tot cu activitatea noastră, că pe mine mă interesează anumite lucruri care mi se par interesante, care trebuie dezvoltate. Da, nu că menționați acea simplicitate pe care o caut. În același timp am căutat întotdeauna și, cum se cheamă, încercările, problemele dificile. Că altfel a repeta în a rezolva într-un mod trivial și chiar dacă e simplu, acele probleme simple nu există niciun fel de cum să zic, nu merit, dar plăcere personală. Și de aceea, pe timpul meu în SAP, mi-au dat întotdeauna clienții dificili. Dar unul dintre ei, și o să vă placă asta, se cheamă Pratt & Whitney. Nu știu dacă ați auzit de compania respectivă. Ei fac motoare de avion. Oh. Da? Motoare de avion. Da? Și m-au trimis acolo, crezând că au o mare problemă în implementarea SAP-ului. Da? M-am dus, am stat, am făcut un mic audit, i-am întrebat ce fac, cum fac și mi-am dat seama că problema lor era doar o problemă de comunicare. Deci managerul echipei tehnice era de fapt un om foarte introvertit care nu spunea foarte mult. Și toți ceilalți care erau niște extrovertiți și vreau să vadă emoții, erau dezamăgiți de reacțiile foarte minimalistice ale persoanei deci respective. Acum pot să trag concluzia că dialogul consultează România este un slogan, ca să spun așa, potrivit pentru ceea ce vrem să construim, nu? Exact. Dar vreau să vă spun, Pratt & Whitney, da? Pratt & Whitney, fiindcă am fost la multe implementări de astfel de proiecte, ceea ce făceau ei, crezul companiei sau mi-am uitat cuvântul, modul în care cultura companiei, de fapt, aș vrea să e și mai corect exprimat, cultura companiei era eroare zero. De ce? Fiindcă în producția de motoare de avion, nu poți să rămâi cu 4 piulițe la sfârșit când ai asamblat și să zici să vezi, asta te întreabă sus în avion, mai am găsit, nu te schimbă la magazie.
Deci tot ceea ce făceau ei, chiar și în departamentul IT, era la acel nivel de calitate. Deci erau proceduri clare, teste clare, nu tăiau colțurile. Nu existau oameni care făceau deformă. Toleranța lor era zero, fiindcă așa lucrau ei. Asta era cultura companiei. A fost o plăcere să lucrez pentru ei, fiindcă tot ceea ce doreai să faci, se făcea la nivelul absolut de calitate. Iarăși, caz unic. N-am mai întâlnit o astfel de companie, dar vă dați seama de unde vine această cultură. De fapt, am lucrat și pentru Rolls-Royce, care Rolls-Royce face și fac și ei aceleași motoare de avion, le făceau în Montreal. Aceeași cultură am găsit-o și acolo. Adică, ca să înțelegem foarte bine, educație. Exact, dar o educație care este menținută în cadrul companiei. Deci toți cred în același fel. Și o să revin la chestia de educație în experiența mea din Singapore, ca să vă explic cum au educat pe Singapore. Mine. Dați-mi voie să vă spun că până la Singapore mai aveți un pic. N-ați pomenit și știți că suntem aproape spre final. Vă dați seama ce repede trece. Da. E foarte interesant ce mi-ați spus. Trebuie să reținem. Noi ne adresăm privitorilor noștri și am încercat să aduc un alt mod de interviu. Am încercat să discut cu oameni speciali. Avem un coleg pe proprietate intelectuală foarte interesant și sper că împreună să realizăm și o emisiune pe subiectul ăsta, că e foarte interesant de știut, de învățat. Am încercat să aduc valori. Am încercat să schimbăm puțin paradigma. Vedeți dumneavoastră, departamentul ăla de cercetare, de prospectare, ca să-i spunem, a pieței, corect? Da. Este foarte important și în domeniul administrației publice, corect? Absolut, absolut. Mai știți cum se poartă la noi? Cu amante, cu soții, cu nepoate, cu executanți docili care n-au nimic respect față de ei, dar mai față de societate. Da. Sunt pus în situația să demonstrez că legea care există în funcțiune trebuie aplicată și avem la nivelul județului Timiș astfel de interesanți care răspunde patrimoniul României, că nu este admisibil după 30 de ani ca patrimoniul României să nu fie definit. Dar dacă continuăm așa, poate la oameni inteligenți o să le fileze o lampă. Sper să nu se negrească, să se lumineze. Exact. Absolut. Da, deci o experiență foarte interesantă, mergând la diversi clienți, cum ai posibilitatea să faci, cum se cheamă, un fel de sample, să guști sau să iei de la fiecare ceea ce vezi că merge, cum v-am zis, cel Pratt & Whitney. Ulterior, am ieșit din angajamentul, deci n-am mai rămas angajat la SAP, ci am trecut pe cont propriu. Da? Și am ales să iau un contract de 60 de zile în Ottawa, nu Montreal. Și acel contract era la Ministerul de Finanțe și în același timp Ministerul de Finanțe cuprindea și Border Services, deci de cei care au de-a face cu vama și tot personalul vamal și controlul granițelor Canadei. Departament destul de mare, 50.000 de angajați. Ce consta acest contract? Contractul era, din nou, expert la implementarea SAP. Deci ei vreau să introducă SAP-ul în acest minister, cum v-am zis, 50.000 de angajați. Deci, repetăm, SAP-ul însemnează, de fapt, o relaționare corectă asupra tuturor departamentelor care conlucrează în binele cetății. Și să recapitulăm pe administrație publică. E foarte interesant că am pus o întrebare viceprimarului Timișoarei acum, recent, și dacă știam că discutăm subiectul ăsta, dar o citesc din memorie. Am întrebat, având în vedere că la Timișoara există din nou șase organizat un GIS. Acest GIS eu l-am prezentat ca un model de bună practică. L-am dus chiar în 2005 ca model la Bruxelles și am spus că pe acest tip de lucru
e foarte interesant și foarte util pentru dezvoltarea administrației publice, mai mult după ce am prezentat acel model de baze de date de tip spațial, fundamentul unor administrații moderne și performante, domnul Ingo Friedrich, vicepreședinte la acea vreme, deci în 2005, a spus că nu-i problema mea. Și am zis, știu, eu sunt ONG, dar guvernul știu cum lucrează la noi, la români. Trebuie să-l trag de mânecă. Permiteți-mi să spun, domnul, că a apărut în 2007, domnul Eugen, directiva europeană cu privire la INSPIRE. Adică ceea ce spuneți dumneavoastră, un SAP de ăsta la nivel național în care se colectează toate bazele de date cu privire la administrație, la cadastru, la proprietăți, la diferite layere sau, cum să le spunem, niveluri de informare necesare pentru dezvoltare. Zic eu că am gândit bine când m-am dus în 2005, dacă în 2007 băieții de la Bruxelles au zis că ar fi utilă o bază de date. În 2010 a apărut ordonanța INSPIRE și la români. Aveau niște termene foarte interesante. 2 ani de zile, noile reglementări. În 7 ani, bazele existente să se redreseze pe noile reglementări. Și la ora actuală avem un portal la Agenția Națională, dar trebuie să introduci informații. De unde SAP? Mai departe, am pus întrebarea domnului viceprimar la Timișoara, că aici o să ajungem și la Timișoara, că avem depus niște întrebări. Legat de patrimoniu, de modul de organizare, vorba aia, avem un primar neamț, sper să nu facă Germania de rușine dacă n-a făcut-o până acum, oare? Deci, când se va întâmpla că am informații de pe vremea domnului Marton, care a ajutat la formarea acestui GIS, că datorită faptului că unii conducători la vremea respectivă nu prea vroiau acest sistem de evidențe pentru că nu știau să lucreze pe calculatoare. Și ca atare, ce ar însemna dacă am avea baza de date de tip CAD, cadastru, ca să spunem, legată de evidența populației, legată de registru agricol, care este inima dezvoltării unei comunități, legate de evidența patrimoniului, de urbanism? Vă întreb eu pe dumneavoastră, unde ar fi actualmente Timișoara dacă ar avea astfel de probleme? Mai ales că Biblia ne mai învață un lucru și asta trebuie să o spun. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dar pentru asta trebuie minte. Dacă antecesorii tăi au lucrat și au adus în piață un GIS, de ce nu faci la 6 luni de zile? Nu mă chem când eu ți-am spus în campanie ce înseamnă patrimoniu. Ți-am transmis mesaje și tu nu te interesează de timișoreni, este foarte grav. Oricum o să dezvoltăm subiectul. Acum doar o mică introducere ca să leg sapul de ceea ce dumneavoastră precizați că e foarte important de știut. Vă rog, continuați. Da. Deci vreau să zic, experiența mea în Ministerul de Finanțe și Border Services a fost destul de interesant. Am început prin... credeți că administrația publică e mult diferită, poate credeți că e mult diferită în Canada față de România. Vreau să zic, când am ajuns acolo, deci fiind contractant, plătiți cu mulți bani, m-am dus la șeful meu și i-am zis, care era un angajat public, și am zis, na, ce trebuie să fac, nu? Că de-aia m-a chemat. A, zice, în primul rând îți găsim un birou și după aia mai vedem. Mă distrag chestia asta. M-au găsit un birou și nu mi-au găsit ce să fac. Mi-am găsit eu singur, fiindcă aveau atât de multe probleme. Mergeam, îi întrebam pe colegi și le rezolvam. Mi-am definit, de fapt, slujba pe care am făcut-o ulterior. Acolo eu mi-am definit-o singur, fiindcă era o necesitate, cum ziceați, de acea optimizare. Nu e suficient să ai procesele în sisteme. Deci un proces ca și cum faci construi o mașină, dar mașina merge cu 3 km pe oră. De ce folosește? Că eu mă duc pe jos mai repede. Deci trebuie ca sistemele să fie performante, nu? Deci tranzacțiile pe care le faci, sau lucrând cu sistemul, în fiecare oră, trebuie să nu dureze mai mult decât o oră. Sau chiar dacă sunt chestii triviale, să dureze secunde. Toate chestiile astea erau ignorate de la început. Deci
sistemele lor de updatare, da? De a aduce la zi informațiile din diversele alveole, ca să zic așa, ale sistemului SAP. Acest proces trebuia să ruleze în fiecare noapte, durea 25 de ore. Din 24. Exact. Deci avea o mare problemă. Am reușit în două luni să le aduc la 12 ore, după care pe cursul a câțiva ani să-l aduc la nivelul a 3 ore. Deci performanța este foarte importantă, nu numai la nivel uman, ci la nivel IT. Deci nu e suficient doar să creăm procesele, ci e necesar să le optimizăm. Având în vedere că timpul nostru a expirat, facem încă recapitulare. Vreau să vă spun că am descoperit departamentul de cercetare pentru prospectarea pieții în ceea ce privește valorile. Am descoperit SAP-ul, nu? Ce semnificație are? Și am descoperit un om care poate să ne învețe cum trebuie să facem mai departe. Sunteți dispus să continuăm ceea ce am lansat? Dezvoltarea celor trei principii, responsabilitate, calitate și eficiență. Modul de lucru să-l facem împreună? Absolut, desigur. Vă mulțumesc. Ca timișorean, sunt mândru că sunt alături de dumneavoastră și rog pe bunul Dumnezeu să binecuvinteze România, pe români, oriunde ar fi, orice profesie ar avea, să ne dea multă sănătate acum tuturor, să scăpăm de pandemie. Doamne ajută, Doamne dă bine și să ne întâlnim sănătoși! Doamne ajută!